Prieteni, suntem patroana de la Străhaia. Sunt patroana de la Străhaia, sunt la Peni aici, că a venit Alin să cumpăr creveți. Ce să mănâncă de post, că i-a zis cineva că să mănâncă creveți. Înțelegeți? Prieteni. Și filmam și noi pe aici. I-a zis cineva să mănâncă creveți. Înțelegeți? Și... venim mai aici. Ele o lăsai acasă cu cătă, face gardul, prieteni. S-a pus să cursească gardul. A cumpărat voxele, a cumpărat ele. Îl lăsai acolo să facă de treabă. Da. Ce luați, Aline? Hai, Aline, ce vă luați? Alin, ce vă luați? Creveți. Creveți? Ai deslegare la creveți. Mănâncă. Mănâncă, mama. Mănâncă, mama, că după izărții trebuie să mănânci. După izărțile alea tale. O să intru eu, că nu mai pot, mama. Hai! Ce luați, David? Înghițată. Eu am patru. Nu mănânc. Ai voie de astea. Ce, dar nu mănânc. De post. Bă, lăsai pe leu acolo. Lua o bere la albă, lasă-mi bea și el care poftă. Și eu auzei poftă, ieri am beut cu ăla, cu papi. N-a nimic, aș face și el poftă. Ia să dai telefon la Marița aia, că fuge gripă, să vedem ce-a pățit. Te zice că n-am sunat. Gata, patronul, tu ce vrei să faci acum? Să iau banii, mamă. Du-te la cumat, să scot bani și eu. Îmi trebuie mă bandă cheltuială. Mamă, dar ce mă învârtiș. Aline, mă învârtiș. Beton. Și așa e, prieteni. Bă, dar ce mănânci și făcuți mustăță. Ai făcut mustăță, bă. Bă, copile, ai făcut mustăță. Păi cum? Trebuie un pic? Trebuie să dea un pic, părul că... că când... cum trești un pic... Ce faci, că știam că e rău aseară. Uite ce de copii sunt în pară aici. Hai bine, îi spui tu să ne suni când e acasă. Hai. Ce, la vânzare? E la băiatul, i-a zis că e în oraș. Prieteni. Ia să vedem. Na, Aline, îți dau cardul. Îți mai dau cartela aia? Nu, cardul. Uite, dacă vrei să duci până la magazin. Păi nu o fi cu ei aici. Are și aici. Luăm de aici, bă? Da. Ia să vedem să-i luăm uleu. O jumătate de pui de la fip, dacă e aici. Bă, dar uite ce dă și tu copilul ăsta scaunul. Bă. Mai merg mangă și el mie uși. Îmi scoate alii în bani. Să mă duc să văd ce eu aici așa. Stai, aștept, mama, aștept. Aștept, nu mai vine cu tine, da? Dă-i la Mihai la vare, s-o dau cu ciudan. Hai că vin. Ce?
Așa, ce grip te comandim, mă ce piezo, mă n-ai mă ce piezo. Prieteni, suntem pe canalul Patrona de la Strehaia. Prieteni, mi-a venit o fată, să vă arăt. Francisa Larisa, care am vorbit cu ea să o iau camera mamii să mă filmează. Ia scoate-mi picioare să se vadă prietenii mei. Uitați, prieteni, dacă vă place de ea. Ia-ntoarce-te, păi diuveta aia, cum să zice, diuveta, birueta. Vedeți, prieteni, să-mi lăsați mesaje dacă vă place de ea. Să o iau camera mamii. Are un copilaj, un an jumate, ia să vadă și copilul. Îl mai ținem copilul până ea mă filmează. Când mă filmează ea, ținem copilul. Și vreau să mă filmează, să ajungă și ea lângă mine. Mai târziu îi fac și ei o itup, să ajungă și ea lângă mine. Dar tu știi să filmezi, să înveți. Da. Și? Da. Și asta este prieten. E de aici, de la noi, din Târgu Jiu. Părinții ei sunt dincolo, în străinătate, ei aici singur acasă cu copilașul, da. Și o să filmează și ea, să facă și eu un ban, să țină copilul, să-l crește. Da, da, moșule, uite, stau. Ia ce ai de vândut, moșule, ia vino încoa. Vino să te vadă camera mamei, vino încoa. Să prică că te ia lumea. Îmi trebuie de aia. Îmi trebuie sâte, moșule. Vino încoace. Băi, moșule, vino cu am trebuie sâte. Vii, moșule. Moșul ăsta nu prea aude. Beșele. Stai jos tu. N-auzi că-mi trebuie sâte. Ce ai acolo? Linguri? Ce ai sunt aia? Sâtă-mi trebuie paletă. Moșule, mi-aduci și o sâtă, o sâtă și o furculiță de aia. O sâtă și o furculiță mi-aduci. O paletă, o sâtă și o furculiță de lua carnea cu ea. Hai bine, moșule. Masa aici, Mihaela, câte văzură. Prietenii, filmezi și vă aici, că face Aline și creveți. Uitați, prieteni. Și ei filmează la mine. Filmați toți la creveți. Bă, și ei filmează la mine. A venit papii, Marița, bucătarul lui Alin. Pune prima. Bucătarul lui Alin și Marița să facă creveți. Facem creveți. Fai creveți. Bună ziua, dragi prieteni. Suntem la patroan aici. Mai dar Totolino unde e? Totolino la spital e mult. E ilegal. Cum adică Totolino? Să nu filmezi gardul. Lasă fie exclusivitate la mine, patroane. Nu, nu pun, mamă. Pune la tine, mamă. Pune, mamă, pune. Dar ce e, Mariță, nu e, uite, de ce nu e lumina Aline în el? Cred că n-ai baterie, patroană. Ha? Nu mai e lumina în el. N-ai baterie. De ce? S-a făcut cineva, s-a umblat la el. Vai de mama, nici ațap nu mai am, Aline. Ia uită-te, Aline, nici ațap nu mai am. Îl oprești acum, lasă să filmează. Ia vezi, ia vezi un pic, de ce nu poți să pun mâna. E luminositatea dată mică. Ia. Opa, așa. Aoleu, Doamne, nu-ți văd nimic. De la, la 9 la 10 e gaji pe TikTok-ul ăla. Bun. Arată. Flamă arată. Na. Ce, Danone? Da. Mă, ține bunicul are Danone. Meci, are meci de seară. Trebuie să dară intru cu ea. Găsim de seară. Intru cu ea, Marița, a lăsat da. Toată mesaj, a zis că intre. Lăsați-o pace pe Danone. A zis că intre cu mine. Patroana caută pe alții. În loc să-i cauți pe noșii care ne-au dat astăzi banii, cauți pe Danone. Mulțumesc pe ăla, Alexa. Alexa, aluneamuri puternice. Păi e al meu ăla, nu e al meu aluneamuri puternice. Ăla mi-a dat cadouri. L-am luat înapoi, e al meu. Mi-a dat cadouri. A zis că vine la botez.
Continuă tu, patroană, că mă chemă omul ăla până în casă. Ia duce. Unde e? Prieten. În brațul cum face Marița, spate. Eu nu pot să mănânc creveți din astea. Ia să-i vedem acum creveții. Bă, mi-a dus să luci, dar eu n-am putut să mănânc. Ce ți-a dus să luci? Le-am aruncat de ăștia, scoici de ăștia. Lasă, bine, ți-a dus să luci ție. Eu nu pot să le mănânc, când să mă tai. Să, ție, luci? Să mă tai la gând, nu pot să le mănânc. Și de ce nu le... Au, mamă, ce rece sunt. Ce rece, ia. Hai! Pentru că nu râd o gășă, credeți mi-e ghet. Da. Digăs? Na, pe neant. Gata, așa-n mut-o. Nu mai ghet, mă. Așa-n mut-o, patroane. Nu mai ghet, mă. Mamă, ce rece aici, Aline. Păi s-a rășit de la ei, că erau congelați. Mă, la refeon, se refeon. Dacă n-a totul îngeles, ce molea. N-a mai ghet, mă, mut-o. Ce molea? Cine bea molea? Aline. Veni omul de la spitalul de mult. O, oh, n-apă, nu mai... Cătorine, unde ești? Ce-ai făcut mama acolo? Ce-ai făcut? Ia vinul. Ce-ai făcut? Te pusără ăștia să muncești. Dacă vrei să filmezi gardul... Nu mai gata, lasă noapte. Filmarea gardul, mâine. Bine, gata. Mă, mamă, gata, odinește. Mai trebuie acolo pe sus, pe la țigle. Mă, mamă, lasă. Atât. Vei cu pensul acum, cât e ceva. Te pusără la muncă, mamă. Atât, să nu pui altceva. Mă, mamă, veni norocul pe tine. Îți dau toate mobile, toate bibilourile la tine. Bibilourile poți să le dai direct la papi. Bibilourile le iau eu. Dacă el tot mă bate la camă, m-a zăpăcit de 5 luni de zile. Acesta om. Dau tot, vând tot. Ascultați-mă. Tot vând. Vă spun acum, dacă nu eliberează mâine camera aia, eu plec. De nu sunt de Paște acasă. Mamă. Vă spun sincer. Nu așa, le dau lui papi să le vândă la piață. Eu vreau să... Să fac camerele alea ca să vină ursul acasă. N-are cum să vină ursul. Și dacă spune că nu vine? Nu contează. Atunci având bibilourile degeaba. Le vinde-le. Oricum, chiar dacă zice că nu vine ursul, vinde bibilourile. Vezi, Aline, așa spunea la galbeni. Vezi? Așa spunea la galbeni. Spun masa asta în cap dacă nu-mi dai galbeni cu tot. S-audeți, prieteni. Uite așa cum spune la să dau afară bibilourile și mobilii. Vedeți, prieteni? Afară cu bibilourile. Vedeți, prieteni, vrea să rămână luci, fără bibilouri, fără mobile. Să rămână luci, așa, sol. Să rămână sol. Vrea să rămână sol acesta om, prieteni. Solo. Ce înseamnă sol? Solo. Da. Ce înseamnă sol, patru ani? Băi, tate, bă, ce faci cu pisica? Bă, stai cu pisica. Hai, băgați-l la cuptor. Bă, ce faci cu pisica? Te prim cu pisica? Hai! Să băgăm la cuptor, motar. Ia cum ai legat-o? Ce are aia? La cuptor nu are lesă. Da. Ce are? Lesă. Ce lesă? Lesă! Ce lesă, mă? Bă, uite, este tentacul de caracatiță. Doamne ferește. Mănânci cacaratiță. Nu mănânc, Aline, să mă tai la gât, să mor de foame. Eu nu mănânc deși. Ca la pescobar. Eu ia uitați ce mănâncă patroana. Păi și la pescobar n-am mâncat pește. Vedeți, patroana, ci că n-are bani, prieteni, și uitați și voi cât creveți mănâncă patroana. Eu am mâncat pește la pescobar, n-am mâncat de ăștia, știi că n-am mâncat. Am mâncat pește. Da. Ne-a dus atim. Ai fost patroană la pescobar. Băi, băieți, ia veniți încoace la mine pe YouTube. Bă, Andrei! Andrei! Haideți, haideți încoace, hai! Bă, vorbiți pe rând, Andrei. Te rog frumos, vreau să vorbiți pe rând. Ce sunteți voi cu Leo? Neam. Este nepoții mei. Cum? Cine te-a botezat pe tine, pe tatăl tău? Pe tatăl meu l-a botezat Leo, unchiul. Da? Și tu cum te cheamă? Cum vă cheamă? Pe mine Andrei, pe el David și pe el Marco. Sunteți nepoți ai Lucina, lui Tarzan, da? Da. Da, și vă omorâți de Leo. Și când a venit din pușcărie, voi ați venit amândoi. Da. Da? Da. Ne urmăriți voi tu, cum le? Da, da. Hai? Da. Voi țineți că neam Leo cu voi, vă mândriți. Da. Și voi și tatăl vostru, da? Da. Cinuță. Tata e plecat, dar vrea să vină și el.
Da? Să vină și el. Da. Și ce ți-ai adus? A, ce adus a știunit actul, a fost cu Pescobar aseară la Craiova. Da, Bogdan de la Ploiești. A fost și Bogdan de la Ploiești, că a fost nașul la botez acolo. La botez, da. Da. Păi și ui, când a plecat la Timișoara? De mult. Azi a plecat. E azi seara, la 6 dimineața. Păi direct de la botez la Timișoara, a? Din la la 4 dimineața. Și ce luai să zic? Nu știu ce am luat să-l zic. Noi... Hai, a, mamă, cum să nu? E în bucătărie, duce că e. E de la de scoate. Vezi că e acolo pe alea. Eu cu David, când ne vedem pe stradă, el dincolo pe stradă, eu, ai, eu dincolo pe stradă, el aici. Dar, Dania, tu cât ne-ai? Da. Eu am pătut, că venim pe stradă. Așa, oră, așa. Prieteni, creveți. Prieteni, creveți, face papi bucătarul lui aici. Vezi, n-avea hodină, n-alea hodină acea care le-i. Zicați? Da. Zicați? Da, n-alea hodină. Unde era fi la cotul ăla? Ce faci papi aici? Hai, 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 prieteni, să vă abonați la patrona. Tarzan e potul nostru. Să-i dați un like, un subscribe, un clopoțel, comentarii. Auzi, auzi, fie să. Nu, aici a fost mai săpălă. Hai, mă, trebuie să la păică, trebuie să-l țină păică, trebuie să-l țină păică. Apă, ca să pierdă. Trebuie să-l țină apă, patroane. Da. Lasă-le încet așa, nu te grăbi cu ele, să facă. Da. Frumos, încet. Da, dar uite, am avut becuri aici. Nu mai am aici becuri. Nu, 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 că dacă ținem post, nu-i voie vin. Post! Hai, Gabi, du-o cu tine, zic-o cu Bellingham! Bellingham! Trebuie să searbă ciră patroană, știi? Da, lasă-le așa și nu... Trebuie să-i punem usturoi. Da, și nu dați foc, că curăță usturoi. Și nu dai foc tare. Acum focul ăla, nu mai bag altceva. Al cui e CD-ul ăsta? Al lui Tarzan, al lui Cine. Să ne facem și noi, vezi? Da, are unul mai mare, dar lu-o mariță cu ăsta mică, n-a putut. Ei, ești patron, vino filmează acum acasă. Da, filmez. Mai aproape acum, vin. N-ai lumina aceea. Ei, vezi? Veni noapte. Mamă, ce bine arată. Arată bine de tot. Mamă, ce e aici. Ai băgat sare, ai băgat alea. Sare n-am pus. Să pun vegeta de aia de post. Păi nu pune ca să aibă gust acum, așa un pic de sare trebuia. Că dacă pui la urmă, nu mai are gust. Da, acum să le iau sarea. Mi-aducă marița sarea. Un pic de sare și până mă bagi ligat. Da. Marița, ne-a dus puțină sare. Dar o țără o mână de sare, un pic, două degete. Uite că marița e într-o cacerolă mărunt de ăla. Da. Gata, prieteni, mai ne vedeți pe alte canale. Sănătate multă și vă mulțumim mult că ne urmăriți.